Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi, pe scurt, principalele subiecte ale zilei. Copacii de la ieșirea din Giurgiu dispăruți peste noapte. Medicii mobilizați pentru grevă pe rețelele de socializare. Canicula afectează și animalele din gospodării. Duminică încă o extragere la loteria bonurilor fiscale. Finala mică și finala mare la Cupa Sfânta Maria la fotbal. Pe marginea drumului județean 504, tronsonul Giurgiu-Vieru, pot fi văzute rămășițele unor copaci care au fost tăiați de curând. Este vorba despre copaci de dimensiuni foarte mari, așa cum arată și buturugile care au rămas și care erau încă verzi, sau, altfel spus, erau într-o stare foarte bună, ceea ce nu justifică tăierea lor. Tăierea unor copaci de pe marginea drumului poate fi justificată atunci când aceștia sunt uscați sau când pun în pericol traficul rutier. În cazul arborilor tăiați de pe marginea șoselei Giurgiu-Vieru, justificarea pare să fie cu totul alta. Sunt surse care susțin că acești arbori au fost transformați în lemne de foc ce vor fi oferite de un anume partid la momentul potrivit pentru a câștiga capital electoral. Este ușor de văzut că respectivii arbori au fost verzi și nu uscați, după cum arată buturugile rămase în urmă, dar și pentru că frunzele de pe crengile lăsate la fața locului erau încă verzi. Direcția Județeană de Transport spune că a avut o directivă de la prefectură, dar prefectul Nina Carmen Crișu ne-a declarat că nu știe nimic despre acest lucru. În plus, am observat că mai sunt arbori cărora le-a fost aprins foc la baza tulpinei, eventual utilizând motorină, astfel încât acești arbori încep să se usuce rapid și vor deveni tocmai buni de tăiat. Pe drumul județean 504 sau drumul către Vieru, ori șoseaua Alexandriei, așa cum mai este cunoscut acest drum, a început defrișarea. Foarte mulți arbori, copaci voluminoși și arbori imensi au fost tăiați și au fost tăiați de curând, în urmă cu o zi sau două, pentru că dovadă sunt frunzele care au rămas pe crengile pe care le-am găsit aici în zonă. Se pare că aceste tăieri nu au fost avizate sau dacă au fost avizate este ciudat. Spuneam că arborii au fost verzi, nu au fost uscați ca să fie justificată tăierea lor. Persoanele care locuiesc în zonă, în apropierea acestei zone sau persoane care au trecut pe aici și ne-au relatat despre această situație, ne-au mai povestit că au văzut cum copacii au fost tăiați, făcuți bucăți și lemnele transportate în siguranță. Încă nu se știe unde precis au fost depozitate undeva, pentru că așa au fost și transportate, făcute pachet. Am aflat însă din diferite surse că este vorba chiar de o defrișare electorală sau care urmează să se desfășoare electoral în continuare, fiindcă aceste lemne de foc depozitate în siguranță, așa cum spuneam, ar trebui să fie folosite cât de curând în scop electoral, oferite unor familii, astfel încât un partid ce se declară liberal să aibă ceva de câștigat de pe urma acestor situații. După ce mai mulți giurgiuveni ne-au sesizat cu privire la tăierea copacilor de pe șoseaua Giurgiu-Vieru, am aflat că există motive întemeiate în favoarea variantei conform căreia lemnele de foc rezultate în cantități foarte mari ar urma să devină capital electoral pentru un partid. Un partid care, din ceea ce susțin sursele noastre, este condus, culmea, chiar de către șeful Agenției pentru Protecția Mediului. Ori, dacă vreți, o alianță nou constituită, al cărei copreședinte este șeful de la Protecția Mediului la nivel național. Dacă lucrurile stau așa, urmează să aflăm la momentul potrivit. Una alta variantă oficială prezentată de Direcția de Transport este aceea că lemnele vor fi atribuite de către Consiliul Județean unor școli și unor familii sărace. Care dintre variante va fi aplicată, vom vedea probabil nu peste mult timp. Rețelele de socializare au devenit locurile potrivite unde utilizatorii strigă nemulțumirile. Este și cazul medicilor și asistenților medicali din România care au creat un grup pe Facebook la care au aderat deja peste 10.000 de persoane. În centrul discuțiilor sunt chemările la grevă, medicii fiind nemulțumiți de salarii și de condițiile de lucru din spitalele românești. Pentru că sindicatele nu prea reacționează la doleanțele personalului medical din România, medicii și asistenții din spitalele românești, dar și cei plecați în afară, s-au mobilizat pe Facebook și au creat un grup intitulat Medici gata de greva generală, la care au aderat deja peste 10.000 de persoane. Medicii își strigă public nemulțumirile față de salariile indecente, față de gărzile neplătite, de lipsa medicamentelor pentru pacienți, dar și față de condițiile mizerabile din spitale. În centrul discuțiilor sunt chemările la grevă și chiar demisii în grup, dacă Ministerul Sănătății nu alocă mai multe fonduri pentru sănătate și dacă salariile nu vor fi majorate. Astfel, solicitările grupului includ un statut de medic, salariul de bază la jumătatea nivelului din Uniunea Europeană, gărzi plătite, respectarea contractului de muncă, medicamente pentru a avea cu ce trata pacienții, consumabile, aparatură pe care au colegii din alte țări, spitale și nu cazemate în care cade tavanul în cap și miroase a mucegai, dar și deblocarea posturilor de medici, specialiști sau primari, pentru că nu este normal să termine
termini un rezidențiat într-un anumit domeniu, dar în același timp să nu existe locuri. Medicii și asistenții care fac parte din grupul nemulțumiților de pe Facebook vor ca toate forurile din România și Europa să afle despre condiția medicului român și despre motivele care i-au determinat pe cei mai mulți dintre ei să plece la muncă în străinătate. Nu suntem chelneri, coafeze, taximetriști, cu tot respectul pentru aceștia, nu vrem atenții, vrem salarii. Nu suntem funcționari publici, funcționarii publici nu au depus jurământului Hipocrat. Nu suntem de condamnat în acest caz pentru o eventuală grevă. Plicul ne condamnă. Suntem o profesie demnă cu rol prioritar și primordial în națiune. Vrem salarizare pe măsură. O altă postare spune: deși nu mai lucrez în România de câțiva ani, vă susțin mișcarea și doleanțele, acestea fiind și pentru mine, la momentul respectiv, unul din motivele care m-au determinat să plec. De aici sunt alături de voi. Altcineva a transmis un mesaj: dragi colegi, nu trebuie să ieșim în stradă, să ne umilim. Am fost destul de umiliți până acum. Trebuie să anunțăm toate forurile din țară și străinătate că vom declanșa o grevă totală în data D, la ora D. În Franța a căzut guvernul pentru așa ceva. Iar dacă autoritățile din România nu vor lua măsurile cuvenite, atunci o să fie dezastru. Grupul de pe Facebook, Gata de grevă generală, continuă să adune în fiecare zi tot mai mulți adepți, aproape toți de acord cu ideea că numai când vor protesta se va cunoaște cu adevărat dezastrul din sistemul medical românesc. Peste 130 de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu vor acționa pe străzile din municipiu și județ în weekendul ce urmează. Având în vedere că este sărbătoarea Sfintei Mării, oamenii legii vor desfășura misiuni specifice în gări, autogări, portul Giurgiu și zona adiacentă acestora. De vigilența polițiștilor nu vor scăpa nici șoferii care vor apăsa mai tare pedala de accelerație. Weekendul ce urmează va fi unul plin pentru polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu. Pentru asigurarea unui clima de liniște, dar și pentru preîntâmpinarea producerii oricăror evenimente negative, oamenii legii vor fi în stradă într-un număr mai mare decât de obicei. Astfel, polițiștii vor acționa cu efective mărite și mijloace tehnice, atât pe raza localităților urbane, cât și cele rurale din județul Giurgiu. În acest weekend, activitățile polițiștilor se suprapun și cu sărbătoarea Sfintei Marii. Ca atare, a fost suplimentat numărul de polițiști care vor acționa. În medie vom avea peste 130 de polițiști cu 50 de mijloace auto care vor acționa atât în ceea ce privește reducerea riscului rutier, cât și pe linie de menținerea ordinii și liniștii publice pentru combaterea infracțiunilor economice sau altor tipuri de infracțiuni și contravenții. Polițiștii rutieri vor fi și ei la datorie. Aceștia vor întreprinde în aceste zile o serie de măsuri specifice menite să contribuie la desfășurarea în siguranță a traficului rutier în zonele de risc și în perioadele în care se înregistrează valori ridicate de trafic, acționând în același timp pentru limitarea ambuteiajelor, excesul de viteză și pentru depistarea persoanelor care conduc sub influența băuturilor alcoolice. Aparatele radar vor fi folosite la capacitate maximă atât pe raza municipiului Giurgiu și a orașelor Bolintin, Valei și Mihăilești, cât și pe drumul național 5 Giurgiu-București și drumul național 6 București-Alexandria. Un accent deosebit se va pune și pe fluidizarea traficului la ieșirea din țară în zona punctului de trecere a frontierei Giurgiu, dar și pe drumul național 5 pentru evitarea blocajelor, având în vedere perioada estivală și lucrările la podul Prieteniei. Temperaturile extreme înregistrate pe parcursul verii încă neîncheiate le-au făcut și pe animale să sufere. Că sunt de companie sau din fermele crescătorilor, patrupedele au și ele nevoie de atenție pe timpul căldurii. Pe vremea caniculară se recomandă ca animalele de muncă sau tracțiune să nu mai fie folosite, iar pentru toate să se asigure condiții adecvate de ventilație, hrană și adăpare. Încă în timpul verii și nescăpați de istovitoarea caniculă, unii dintre noi devenim purtătorii de griji în plus pentru soarta propriilor animale în perioada cu temperatură extremă. Fie ele păsări de orice fel, animale de companie, cornute mari sau mici, ori animale folosite pentru muncă, tuturor acestora, funcție de specii, trebuie să le asigurăm câteva condiții la vreme de caniculă, ne precizează reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și de Siguranță a Alimentelor Giurgiu. În primul rând, să vorbim de animale care sunt folosite la tracțiune, deci la muncă,
acestea au un regim puțin mai aparte, pentru că în raport de temperatura de afară ar trebui să se stopeze, să fie adăpostite la umbră, să fie adăpate și în perioada de caniculă mare să nu mai facă efort. În al doilea punct de vedere ar fi cel din ferme. În raport de speciile pe de care ferma are ca specific, iar la fel se asigură un microclimat, un debit de apă suficient de mare pentru a putea satisface necesitățile. Pentru cei care se ocupă cu apicultura, grijile sunt de aceeași natură ca și în cazul altor animale. Este să intrăm în mai multe amănunte și la albine, iar la fel albine care sunt la ora actuală văd de mare pondere la noi în județ, trebuie asigurat un necesar de apă mult mai mare față de perioadele celelalte ale anului. Neasigurarea unor condiții minime pe timpul caniculei pentru animalele deținute poate pune viața acestora în pericol sau poate schimba comportamentul viețuitoarelor, a mai precizat Ștefan Mitran. Atâta timp cât sunt expuse la soare, vă dați seama că și ele vor deveni puțin mai agitate pentru a căuta locurile de umbră, locurile de refugiu. Deci acesta e un raport de specie și nu înseamnă că devin, au comportamente furioase, comportamente care să pericliteze viața crescătorilor, a stăpânilor. După ce la 1 iulie polițiștii și lucrătorii din armată au primit 3 lei în plus la norma de hrană, oficialii s-au răzgândit pe motiv că prețurile au scăzut grație TVA-ului, majorarea a fost retrasă, iar banii primiți în plus trebuie restituiți. Printr-o ordonanță de urgență, la 1 iulie 2015, guvernul a aprobat majorarea normei de hrană pentru polițiști și angajații din armată de la 24 de lei la 27 de lei, asta după ce drepturile fusese tăiat timp de 5 ani. Ca urmare a majorării, polițiștii au primit 90 de lei în plus la salariu. O parte din banii trebuie însă restituiți, pentru că după numai 2 săptămâni de la emiterea ordonanței, oficialii s-au răzgândit. Ei au analizat evoluția prețurilor la alimente ca urmare a reducerii TVA și au concluzionat că scăderea prețurilor se reflectă și asupra normei de hrană. Prin urmare, în loc de 27 de lei, polițiștii și militarii vor primi 25 de lei. Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, a explicat de ce s-a produs această schimbare. S-a întâmplat acest lucru deoarece Ministerul Apărării Naționale, norma de hrană este reglementată prin ordin al Ministerului Apărării Naționale și acolo undeva se spune că dacă alimentele cresc sau scad cu mai mult de 5%, atunci norma de hrană va fi actualizată la valoarea noilor prețuri. Și cum în România TVA-ul la alimente a scăzut cu 15%, prețurile, dacă vă uitați pe Institutul Statistic al Prețurilor, zic și ei statistic vorbind, că au scăzut cu 7%. Atunci au actualizat din nou norma de hrană. Problema e alta, că în 2013, când au crescut prețurile, norma de hrană nu a fost actualizată. Deci, când e de rău, pun în practică imediat. Când e de bine, nu mai pun în practică. Ca urmare a retragerii normei de hrană, angajații din poliție și armată vor trebui să returneze 60 de lei din cei 90 primiți în plus la salariu din luna precedentă. Duminică va avea loc încă o extragere în loteria bonurilor fiscale, de data aceasta urmând să intre în calcul bonurile emise în luna iulie. Fondul de premiere pentru această extragere este de 1 milion de lei. Loteria bonurilor fiscale programează o nouă extragere duminică 16 august, în care vor fi luate în calcul bonurile emise în perioada 1-31 iulie. Extragerea va avea două etape. În prima va fi extrasă o bilă reprezentând ziua emiterii bonului, iar în cea de-a doua 3 bile reprezentând valoarea bonului. Rezultatele extragerii vor fi postate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Loteriei Române pentru o perioadă de minimum 30 de zile. Depunerea cererilor de revendicare se realizează începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile, prin depunerea în original a bonului câștigător, alături de copia actului de identitate și de o cerere la orice administrație fiscală din structura ANAF. Formularul cererii poate fi obținut gratuit de la administrația fiscală sau descărcat de pe site-ul Ministerului de Finanțe. Un bon fiscal este considerat câștigător doar dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat. Fiecare unitate teritorială ANAF la care se depun bonurile fiscale câștigătoare în prima etapă de selecție va elibera o copie a acestora cu mențiunea conform cu originalul, pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparenței, lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile Ministerului de Finanțe și ANAF. Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile se constată depășirea numărului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câștigători.
Prețul rovinietei va crește semnificativ pentru anumite vehicule de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în timp ce pentru altele va scădea. Datele apar într-un proiect de ordonanță care a fost lansat recent în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor. În cazul autovehiculelor vizate, majorarea va fi de până la 175%. Conform unui proiect de ordonanță a Guvernului privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, modificarea tarifelor se va aplica doar în cazul mașinilor de mare tonaj și de transport marfă. Noile reglementări, ce se află în prezent în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Transportului, nu îi vizează și pe cei care au autoturisme din alte categorii. În cazul lor, tarifele rămân la același nivel. Cât plătesc în prezent, atât vor plăti și în continuare cei care conduc vehicule de transport persoane, pentru că nici în această situație majorarea nu va fi aplicată. În cazul autovehiculelor vizate pentru majorarea taxei rovinietei, creșterea cuantumului va fi de până la 175%. Creșterile la tariful rovinietei vizează în special mașinile de mare tonaj și mașinile de transport marfă. Prin intermediul modificărilor propuse, rovinieta pentru o zi, în cazul vehiculelor cu o masă mai mare de 3,5 tone, ar urma să coste 11 euro față de 4 euro cât este în prezent. Majorări vor fi și la rovinietele cu o valabilitate pentru un an. În cazul șoferilor care achită o astfel de rovinietă, dacă în prezent achită 320 de euro, după noile modificări vor achita 550 de euro. O ieftinire a rovinietei va fi însă la vehiculele de transport de marfă cu masă totală mai mare sau egală cu 12 tone. În cazul lor, micșorarea prețului va fi efectuată numai în situația în care șoferul achită pe o perioadă de 7 până la 90 de zile. Potrivit notei de fundamentare a proiectului de ordonanță, autoritățile fac aceste modificări de tarife pentru a se conforma reglementărilor europene aflate în vigoare. Ministerul Transporturilor precizează că, deși aplicarea tarifelor conform directivei va genera o creștere a încasărilor anuale din rovinietă, impactul asupra bugetului de stat este zero. După liceu a fost o perioadă fotomodel, dar visul său de a deveni actriță avea să se împlinească și nu oricum, pentru că astăzi Halle Berry este una din cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood. În plus, artista născută pe 14 august 1966 este până în prezent prima și unica femeie afroamericană care a câștigat Oscarul pentru interpretarea unui rol principal, iar Oscarul nu reprezintă singura sa izbândă ca actriță. Pe la 17 ani, când a apărut pe scenă la un concurs de frumusețe, Berry a uimit lumea și mai mult ca sigur cariera sa de fotomodel ar fi durat mulți ani dacă americancei Halle Berry nu încolțea în minte ideea de a se face actriță. Cochetează la început cu televiziunea, dar ratează prima mare șansă de a apare pe marele ecran în Îngerii lui Charlie. Apariția însă, ceva mai târziu, alături de Eddie Murphy în Jungle Fever, o face să uite trecutele necazuri, devine mai ambițioasă în atingerea scopului său și un prim mare succes îl obține prin intermediul televiziunii și serialului Introducing Dorothy Dandridge, adică premiul Emmy și Globul de Aur pentru cea mai bună actriță. Se putea spune că ambițioasa afroamericancă, născută la 14 august 1966, își văzuse visul cu ochii, de aici până a ajunge una dintre cele mai bine plătite actrițe ale Hollywoodului, nu a mai lipsit mult. Dorința de plină a fostului model se înfăptuia însă în momentul în care activitatea actriței era răsplătită cu Oscarul din 2002 pentru cea mai bună actriță și astfel, Berry devenea prima și unica femeie afroamericană căreia îi se atribuia această celebră statuetă.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează rubricile Sport și Meteo. Nu ratați apoi emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Cronica Giurgiuveană. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent! Antrenorul Astrei, Marius Mudic, a declarat după meciul controversat cu FCSB că, deși Steaua este marea sa rivală, totuși ar dori sincer ca această echipă să se califice în grupele Europa League. Pe cuvântul meu, donar, eu sunt, chiar le doresc să se califice. Ar fi frumos să meargă atât Astra cât și... Da, fi foarte frumos. Chiar le doresc să se califice. Dacă ei nu doresc Astrei să meargă mai departe, sau e treaba lor. Eu îmi doresc să meargă și Steaua mai departe, să meargă și Astra mai departe, fiindcă e bine pentru fotbal românesc. Una peste alta, Șumudic a revenit asupra unui aspect pe care îl consideră discriminatoriu. Orice s-ar întâmpla în fotbalul românesc, toată presa promovează doar Steaua. O, oameni buni, vreți să vă spun ceva? Cu tot respectul pentru voi că sunteți aici și vă respect. Nu-mi place să jignesc. Voi, fraților, păi umpleți televizoarele alea și presa aia cu 50 de știri de FCSB și de asta scrieți într-un colțișor că Palibec fumează 6 pachete de țigări. Păi e normal așa ceva? Fiți, bă, corect și echidistanți, bă, că stă Astra e pe primul loc acum. Bă, dacă aveți sânge în instalație, care aveți, scrieți pe Astra în momentul de față echipa momentului. Și scrie 10 știri de Astra și puneți-i și pe FCSB într-un colțuleț acolo. Vă mulțumesc! Meciurile bune prinse de Budescu în ultima perioadă și golurile sale care au făcut de fiecare dată diferența. Eu îndreptățit pe oficialii clubului Astra să spere într-o convocare la națională a atacantului nostru. Ziariștii n-au reușit să scoată nimic de la selecționerul Anghel Iordănescu, prezent miercuri seara la Giurgiu la partida Astrei cu Steaua, dar au încercat să afle părerea altor apropiați ai clubului. Selecționerul a fost astăzi. Știu că a fost, am vorbit cu dânsul. Evoluția lui Budescu și a celorlalți jucători care sunt în vizorul echipei naționale, eu consider că a fost foarte bună. Ei au demonstrat atât în meciul din această seară, cât și în meciurile anterioare, că sunt jucători buni, jucători pe care Astra și eu cred că și pe echipa națională se poate baza. Cupa fotbalistică Sfânta Maria a debutat în urmă cu aproximativ o lună, iar astăzi cele patru echipe de copii înscrise în competiție s-au întâlnit pe terenul 2 al clubului Astra pentru a disputa finala mică și finala mare. Este vorba despre echipele din Giurgiu, Malus, Lobozia și Băneasa, echipe de copii care și-au pus mari speranțe în sportul lor preferat, fotbalul. Meciurile preliminare s-au jucat la stadionul din comuna, din satul Beaniștea, comuna Oinacu. Alt meci s-a jucat la Malu, după care finala, datorită faptului și amabilității conducerii Astra Giurgiu, pe terenul 2 al complexului sportiv Marina Stasovici. Echipa fotbalistică din Slobozia a fost într-un fel defavorizată în acest mic turneu fotbalistic, pentru că sportivii săi au avut cea mai mică medie de vârstă. Defavorizați puțin de diferența de vârstă fotbaliștii de la Slobozia? Defavorizați fizic, da, dar ei câștigă în experiență. De cele mai multe ori pe mine m-a bucurat și ei după aia au realizat că au crescut în valoare cu fiecare competiție pe care a parcurs-o. Competiția a fost susținută de către Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, care a asigurat premiile micuților fotbaliști. Un eveniment reușit, în primul rând, pentru că pune în mișcare copiii care în zilele noastre practică din ce în ce mai puțin sport. Ne bucurăm că s-au adunat atât de mulți copii aici, motiv pentru care am considerat că e cazul să-i susținem și noi, cu atât mai mult cu cât Asociația Uniți pentru Giurgiu susține sportul de orice natură, cu atât mai mult cu cât este practicat încă din copilărie. Cupa fotbalistică Sfânta Maria a fost anul acesta la prima ediție, dar organizatorii doresc ca această competiție să devină tradițională.
Sâmbătă vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară în vest și sud-vest și izolată în centru, zone unde și disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil cu înorări temporare în zona montană și în jumătatea de est a teritoriului, unde cu precădere după amiaza și seara pe arii restrânse vor fi averse, descărcări electrice și intensificări trecătoare ale vântului. Maximele termice se vor încadra între 28 de grade Celsius pe litoral și până în jur de 37 de grade în Bana și Drișana. La Giurgiu va fi tot vreme călduroasă cu cer senin și nu vor fi șanse de ploaie. Se vor înregistra maxime termice de până la 34 de grade în Giurgiu, Hotarele, Comana, Ghimpa și Mihăilești și 33 de grade Celsius la Izvoarele și Bolintin Vale. Vântul va sufla cu o viteză de 9 km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 50%. Apele Dunării sunt în scădere cu 3 cm, cota probabilă fiind minus 24 cm.